17 angajatori suceveni care au ca obiect de activitate fabricarea produselor textile, confecții, pielărie și încălțăminte au fost verificați de inspectorii ITM Suceava. Toți au fost sancționați. Conducerea Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava a transmis că în domeniul securității și sănătății în muncă au fost verificați 17 angajatori cu 364 de lucrători. La toți au fost descoperite nereguli. În cauză, inspectorii suceveni au aplicat 36 de amenzi în valoare totală de 5.000 de lei. Principalele probleme constatate vizau neasigurarea echipamentului individual de protecție corespunzător riscurilor, nesemnalizarea căilor și ieșirilor de urgență, blocarea căilor de circulație și neefectuarea controlului medical periodic. În domeniul relațiilor de muncă, inspectorii ITM Suceava au efectuat 28 de controle și au aplicat 4 amenzi în valoare de 4.000 de lei. Printre deficiențele constatate se numără neeliberarea documentelor, împiedicarea controlului și neevidențierea timpului de muncă prestat de salariați.